Tot e o idee foarte frumoasă. Cu excepția câtorva, care sunt sub 30 de ani. Mai toți ne-am adus aminte de tinerețe, gata zic așa. Sau de copilărie, să fii mai drăguț. Urmează un moment mult așteptat. Mă invit alături de mine pe Alexandra Cojocaru, de la Loc Research, agenție de research nu curajoasă, foarte curajoasă, care a bucurat să ia taurul de coarne și care în momentul în care am zis hai să facem un top al brandului românești, a zis, dar chiar, nu s-a făcut. De ce nu s-a făcut? De ce n-a făcut nimeni? Dragă Alexandra, adune la zi, spune-ne ce se mai întâmplă cu brandurile românești în 2013. Mulțumesc, Marta, și întregii echipe Viz. Suntem la a patra ediție de Brandro. Când am început, nu ne gândeam că o să dureze atât de mult. Însă, noi sperăm să ne vedem și la a 10-a și atunci să tragem cu adevărat linie și să vedem care sunt acele branduri care au rezistat în top, care sunt cele mai puternice branduri românești. În prima ediție, în 2010, ne gândeam că o să fie foarte dificil să realizăm un top în condițiile în care nu avem niște criterii sau niște, nu știu, anumite lucruri după care să ne ghidăm în ceea ce înseamnă un brand puternic, ceea ce înseamnă un brand puternic românesc. Și atunci am stabilit foarte clar că topul nostru va avea două etape de maturizare. În primii 2-3 ani, am spus noi că o să fie o etapă de consolidare a topului, o etapă cu destul de multe fluctuații, cu destul de multe surprize și entry-uri, iar începând cu anul al patrulea, o etapă de standardizare a unor criterii după care un brand este puternic sau nu, și mai mult de atât, începând de al patrulea an, putem să vorbim cu adevărat de un reper de performanță pentru branduri. Abia de acum încolo, brandurile care sunt în top sunt cu adevărat acele branduri puternice românești pe care le admirăm cu toții și le consumăm cu mare drag. Astăzi, în 2013, practic am trecut de toate aceste etape și începem încet, încet să vedem care sunt acele standarde la care se raportează oamenii și cum aleg consumatorii noștri, cum decid ei dacă un brand este puternic sau nu, dacă un brand este important în viața lor. Ce scop am avut la începutul acestui demers, pe lângă acela de a realiza un top, am vrut să lansăm un challenge. Am vrut să arătăm că în România se pot face lucruri și că în România există valori românești, pentru că, spre deosebire de alte culturi, la noi ce au alții e mai frumos, grădina altuia e mai frumoasă și nu mai acceptă oamenii un brand doar pentru că este de-al lor, doar pentru că vorbește pe limba lor, ci din contră este chiar poate mai aspru criticat. Iar astfel, cumva, consumatorii se împart în două tabere. Pe de-o parte sunt cei care consideră un brand românesc că e un brand mai bun, care oferă o calitate mai bună, poate la un preț mai mic decât un brand străin, dar pe de altă parte sunt și aceia care cei românesc e făcut de mântuială și atunci sunt destul de sceptici și critici în ceea ce privește aceste produse. Astfel, topul a venit cumva ca un îndemn de a susține și de a crește brandurile românești, dar și sperăm noi ca un indicator de recunoaștere până la urmă al valorii acestor branduri. Pentru că cu toții avem nevoie să știm cât de buni suntem și cu toții avem nevoie să vedem unde anume ne clasăm ca să putem să ne luptăm mai departe, să fim și mai sus în top. Ce am vrut a fost, practic, să întoarcem acest paradox conform căruia la alții e mai bine și să începem să udăm, cum am zis noi, grădina brandurilor românești, să începem să facem lucruri pentru brandurile noastre. Efectiv, abordarea noastră a fost o cercetare cantitativă pe un eșantion reprezentativ la nivel urban, prin interviuri telefonice, iar ca principală metodă de calculare a performanței am folosit o metodologie numită MaxDeep, prin care oamenii nu au fost pur și simplu întrebați dacă care crezi tu că e cel mai puternic brand, ci au făcut alegeri între diferite branduri din aceeași categorie, astfel încât să avem pe de-o parte și impactul categoriei, să nu comparăm, nu știu, Dero cu ciocolată sau alte produse. În acest an am vrut pe de-o parte să vedem cine s-a menținut în top și mai mult de atât să vedem cine a crescut și ce fluctuații și ce lucruri s-au mai întâmplat. Dacă în primii ani vedeam o creștere a importanței produselor alimentare și a produselor de îngrijire personală și o scădere a bunurilor de folosință îndelungată, a serviciilor și a băuturilor alcoolice, e bine, această fluctuație se păstrează, practic, de la și anul acesta.
Iar atunci eu mi-aduc aminte că lumea se întreba, anul trecut se întreba, dar ce s-a întâmplat cu Dacia, unde sunt berile, unde sunt băncile, de ce nu mai sunt în top? E bine, odată cu criza economică, consumatorul a început să-și, cumva să-și recalculeze metodele prin care alege să consume sau nu un anumit brand. Și astfel au apărut două mari trenduri în consum și în cumpărare, respectiv trendul de pragmatism, în care sunt mult mai calculați și se gândesc de două ori înainte să cumpere un produs, nu mai trec pe la raft și dacă e ceva ce îmi place sau are o promoție, gata, îl pun în coș. Dar pe de altă parte și trendul de individualism și de orientare către sine, am spus noi, prin care sunt mult mai atent la ce mănânc, la ce fac și îi dau o mult mai mare atenție a lucrurilor pe care le cumpăr efectiv. Astfel mă gândesc de două ori dacă acel brand îmi oferă ceva mie, ce îmi oferă mie versus alt brand, mie personal, dar în același timp mă gândesc și care sunt beneficiile pe care le primesc raportat la costul sau la investiția pe care eu o fac cu marca respectivă. În ceea ce privește evoluția pe categorii, vedem că practic versus 2012 nu s-a schimbat mare lucru. Ele sunt foarte stabile, iar această stabilitate a categoriilor vine din, bineînțeles, de la consumatori care au început să se obișnuiască cu criza și au început să nu mai caute noi strategii de a se adapta la ea. Practic, încep să-și refolosească strategiile pe care le-au descoperit până acum, care s-au dovedit a fi eficiente. Și astfel apare un an cumva de stabilitate și de consolidare nu doar a topului, cât și a comportamentelor consumatorilor. După cum vedem, pe cele mai importante categorii sunt în continuare produsele alimentare, produsele de îngrijire și igienă, băuturile răcoritoare, urmate de media, companii și servicii și băuturi alcoolice. New entry-uri, pentru că și anul acesta avem 5 new entry-uri și pe locuri destul de fruntașe. Cel mai important dintre ele, de fapt cel mai mare, este dat de Aqua Carpatica, urmat de Delaco, Tarom, Emac și Jidvei. Aqua Carpatica a crescut nu doar prin prisma creșterii în sine a categoriei de apă și băuturi răcoritoare în general, dar și prin eficiența cu care și-a convins consumatori, prin mesajul pe care l-a transmis. Iar dacă până acum era un brand cumva mai de nișă, mai diferit decât celelalte ape, acum oamenii s-au obișnuit cu el și a devenit unul dintre acele branduri de încredere pe care le iau în considerare în momentul în care cumpără această categorie. Dacă ne uităm în general la primele 10 locuri, vedem că din nou este confirmată această orientare a românilor către un trai mai cumpătat, către, dar și pe de altă parte cumva mai înțelept și mai individualist. Mă gândesc întâi la mine și apoi mă gândesc la ceilalți. Pentru că primele locuri sunt ocupate de măști de produse alimentare, la Dorna, Napola, Cristin, Pate Sibiu, Zuzu, ape minerale, Borsec și Dorna, produse de îngrijire personală, Gerovital și Plafar, însă și Dero, care este în top 10 anul acesta, alături de Zuzu, două branduri care au avut o creștere destul de mare, de respectiv 8 și 13 locuri versus 2012. Legat de alte creșteri spectaculoase din top, avem Caroli cu o creștere de 16 locuri. Pe de o parte, atât prin creșterea categoriei în sine, a importanței categoriei de produse alimentare, dar pe de altă parte și datorită orientării sale către consumatori. Un brand care își ascultă consumatorul și care a venit cu campanii cumva pe limba lor și punctând lucrurile importante. Feliuțele de fericire încep să își se facă simțite la nivel de consumator. Zuzu, cum spuneam mai devreme, Dedeman, ale cărui campanii sunt clar, dacă întreb pe cineva, va ști să-ți povestească cel puțin una dintre ele. Dero, Doina, care vin atât prin creșterea categoriei în sine, cât și ca un impact al trendului de pragmatism și de orientare a românilor către acele produse care au fost alături de ei de ani de zile, a produselor tradiționale până la urmă, însă care reușesc să vină cu ceva în plus, să-și păstreze simplitatea și familiaritatea, dar să aducă totuși o tentă de modernism, dacă putem să spunem așa. Petrom, care prin implicarea în CSR și comunicare, dar și asocierea cu OMV, este astăzi un brand mai puternic decât anul trecut. Fruity Fresh, din nou o creștere a categoriei în sine, dar și întoarcerea românilor la acele branduri, cum spuneam mai devreme, care au fost alături de ei de-a lungul timpului. Pe de altă parte, în top avem și scăderi, nu doar creșteri.
Și ce aș vrea să punctez este că aceste scăderi nu au legătură cu consumul, cu puterea de vânzare a brandurilor sau cu preferința consumatorului pentru ele, ci pur și simplu sunt branduri care fie au scăzut datorită categoriei în sine, fac parte, după cum vedeți, din categorii ceva mai sensibile, cum ar fi serviciile, în special cele bancare. Dar în același timp sunt și branduri care nu, anul acesta nu au reușit să mai stimuleze consumatorul astfel încât să-și păstreze importanța pentru ei. Și avem cea mai mare scădere, Dacia și Rom Telecom, care Dacia în ultima vreme a început să construiască mai puțin pe zona de brand românesc, deși a lansat noi modele, spre exemplu, inclusiv la nivel de limbaj de consumator, nu mai spun că am o Dacia, spun că am un Logan. Și atunci cumva își pierde puțin din românism. Rom Telecom, Candia, care cumva s-au pierdut în mintea consumatorului, ele sunt în continuare brand-uri românești, sunt în continuare consumate, numai că și-au pierdut cumva prezența ca notorietate spontană pentru aceștia. CEC și BCR, categoria în sine a serviciilor bancare, a scăzut destul de mult ca importanță. Pe de altă parte și BRD și Banca Transilvania au simțit niște scăderi, însă ceva mai mici. Dar acestea sunt cumva niște branduri mai dinamice și atunci au fost afectate mai puțin decât brandurile tradiționale, dacă pot să spun așa, din banking. Și Timișoreana, ca scăderea categoriei în sine de băuturi alcoolice. În noua paradigma a consumului, în care întâi mă uit la ce mănânc, iar apoi să fiu sănătos, aceste categorii sunt cumva pe locul 2-3 și atunci importanța lor este mai mică și implicit puterea brandurilor din categorie este mai mică. Am tratat separat categoria de media, care își păstrează pe de-o parte ușoara tendință de scădere, însă ce este interesant este că canalele media devin din ce în ce, în special cele clasice, din ce în ce mai mult background pentru consumator. Acestea sunt cumva folosite mai mult pentru entertainment și un entertainment pasiv și relaxare, iar partea de informare este din ce în ce mai mult câștigată de partea de online și de digital. Ce observăm la consumatori este acest trend de confirmare a lumii offline în online. Dacă până acum mă duceam în magazin și vedeam un produs și eventual nu mai informam, acum deja faptul că intru pe internet după și caut produs e o confirmare că produsul respectiv există și o confirmare a caracteristicilor lui. Iar magazinul deja e cumva, devine din ce în ce mai secundar alegerii și abia în final decizia efectivă care se ia în magazin la cumpărarea produsului. Adică cumva e un traseu mult mai lung, nu se mai întâmplă totul fix în magazin. După cum vedem, pe locul întâi este ProTV, urmat de Antena 1, branduri care sunt constante în topul de media. Prima TV și XFM, care au o creștere de 3 locuri versus 2012. TVR1 și Radio Zoo, cu o scădere de 2 locuri. Radio 21, creștere 2 locuri, Adevărul, care este constant pe locul 8, ca și anul trecut, Libertatea, cu o creștere de 1 loc și Radio Guerilla, cu o scădere de 5 locuri. În ceea ce privește celelalte categorii, pentru că, așa cum spuneam la început, studiul a fost realizat atât la nivel de, în special la nivel de categorie, în zona apelor minerale vedem pe primul loc Borsec, urmat de Dorna, Perla Harghite, Aqua Carpatica și Izvorul Minunilor. Categoria de apă a crescut foarte mult în ultima vreme. Dacă până acum era cumva, nu știu, un comodit, dacă pot să-i spun așa, la modul că era master să luăm apă, acum oamenii încep să se uite la ce apă cumpără. Nu mai pur și simplu încep să apară branduri, cu adevărat, cu branduri în apă și categoria în sine începe să fie din ce în ce mai importantă. Produsele alimentare avem la Dorna, Napolac, Cristin, Pate Sibiu și Pate Bugeci. Din nou, trendul de pragmatism și trendul de orientare către a fi bine, pentru că până la urmă primul lucru pe care îl vor românii este să aibă o calitate a vieții ridicată și un echilibru și abia apoi încep să se gândească la alte categorii de produse. Băuturile alcoolice, care, cum spuneam, sunt pe ultimul loc ca importanță în topul brandurilor românești. Avem Murfatlar, Codnar, Ursul Jidvei și Timișoreana. Dulciurile, care în continuare au o importanță ridicată, Poiana, Candia, Rom, Primola și Eugenia. Până la urmă, deși românul este pragmatic, o să-și păstreze întotdeauna acea parte de plezirist, în care
ceva dulce o să mă facă să mă simt mai bine și micile plăceri ale vieții încep să conteze din ce în ce mai mult, mai ales într-o astfel de perioadă. Companiile și serviciile, Petrom, BRD, BCR, Banca Transilvania și Arctic. Această categorie este o categorie foarte sensibilă, care a înregistrat și încă mai înregistrează scăderi, în sensul că oamenii sunt mult mai exigenți în ceea ce privește alegerea unui astfel de produs. Pe de o parte, pentru că presupune o legătură destul de îndelungată, cel puțin în cazul băncilor, cu compania respectivă, dar pe de altă parte și o investiție destul de mare, cum este, spre exemplu, cazul bunurilor de folosință îndelungată. Și atunci consumatorul e cumva mai sceptic, mai puțin tolerant și începe să pună mult mai multă presiune pe brandurile din aceste categorii și automat este și mai critic cu ele și așa apare această scădere cumva importanței categoriilor pentru el. Și ultima categorie, aceea de produse de îngrijire, o categorie cu importanță ridicată, unde avem Gerovital, Plafar, Elmiplant, Pares și Farme. După cum puteți să vedea, sunt branduri românești care sunt foarte mult axate pe partea de sănătos, de natural. Din nou, acea orientare către sinea românului, acea întoarcere la vreau să fiu sănătos și vreau să folosesc produse care sunt și ele naturale și bune pentru mine. Cumva legat în continuare de paradigma raționalității cumva mai ridicate în această perioadă. Astfel, topul astăzi este mult mai stabil decât în anii trecuți, avem mult mai puține scăderi și creșteri spectaculoase. Este clar, se vede clar valoarea nu doar a topului, dar și a brandurilor care au rămas în acest top și care au crescut. Și mai mult de atât, din nou sunt confirmate trendurile intuite în anii trecuți la nivel de consumator. Mult mai multă cumpătare, mult mai multă grijă pentru sine, mult mai mult pragmatism, dar și partea cumva mai puțin plăcută a lucrurilor, mai puțin răsfăț, mai puțină toleranță și poate cel mai important, mai puțină impulsivitate în ceea ce înseamnă consum și cumpărare și mult mai multă rezervare în ceea ce privește investiția financiară. Practic, românul nu s-a schimbat foarte mult de anul trecut, însă ceea ce trebuie să reținem foarte mult este că și-a consolidat niște strategii de consum și de cumpărare pe care începe să le urmeze și în anii următori. Nu mai caută altele noi. Și atunci este un moment destul de important, mai ales pe partea de branding, în a ține consumatorii lângă tine. Pentru că dacă până acum era un fel de pitch la rap și te uitai și luai și din ăla și din ăla și din ăla și le încercai pe toate să vezi care e mai bun, care îți oferă acel value for money, acum lucrurile încep să fie cumva mai stabile și mai sigure. Și dacă un brand mi-a dovedit în timp că este ceea ce îmi trebuie, o să încep să-l consum din ce în ce mai mult. Adică este o portiță, ca să zic așa, pentru loializarea consumatorilor. Noi vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi în acest demers. Sperăm să fiți și în continuare și pentru că sunt convinsă că vreți să vedeți topul. Marta? Stai acolo. Vă rog, dacă aveți întrebări legate de metodologie sau referitoare la tot ce a vorbit Alexandra mai devreme, să îndrăzniți. Bună ziua, Mihaela Doidici-Borsec. Aș vrea să știu punctajul total top 3, măcar. Da? S-a realizat un punctaj total, cred, așa se făcea în anii trecuți. Da, există un... La final putem să... Ar trebui să dezvălui topul, ca să zic, și punctajul. Da, da, așa e. Vă rog, dacă aveți întrebări. Mădălina Pascu, Sales Trust. Avem o întrebare. V-ați uitat oare la câte din companiile analizate au capital românesc și câte străini? Există o... Noi am inclus în studiu branduri care sunt românești. Acum, în privința capitalului, cât este investiție românească, cât este străină, nu ne-am uitat neapărat, dar de asemenea am luat în calcul și ceea ce consideră consumatorul un brand românesc. Adică, degeaba am avut noi în top un brand dacă el nu l-a considerat a fi românesc. Pentru că, pe de-o parte, fiind un top al consumatorilor și nu un top financiar sau din punct de vedere al, nu știu, cifrei de afaceri sau alte elemente care ar putea să indice puterea unui brand, ne-am axat pe ce a simțit el, care sunt sentimentele lui versus aceste branduri. Alte întrebări? Hai să începem topul. Gabi, te rog. Marea rugăminte, în momentul în care spunem brandul, dacă sunt reprezentanți de la brandul respectiv în sală, să vină pe scenă, o să înmânăm o serie de diplome.
locul 50, te rog, citește tu, pe... voi lasă. Avem brandul Bergambir, care în ultima vreme a început să lanseze din ce în ce mai mult pe zona berilor cu arome. După Bergambir Fresh Lemon, avem acum și Bergambir Grapefruit și suntem curioși să vedem ce mai apare, care e noua aromă pentru anul următor. Este cineva de la Bergambir? Nu? Următorul? 49 Rostar, care reușește să mențină lider de piață pe segmentul de biscuiți petit, dar și lansat produse noi. Un brand care ne-am obișnuit practic de când eram mici și cu siguranță cu toții l-am consumat. Întreb din nou, următorul loc. 48, Timișoreana. Am văzut mai devreme despre ce a făcut Timișoreana în ultima vreme, cum a devenit sponsor principal al echipei naționale de fotbal, dar de asemenea, un lucru foarte interesant, a adus Călușari în premieră pe arena națională. 47. 47, Laura, un brand care are o strategie de comunicare pe veselie, optimism, pe a fi mereu mijlocul familiei și care și-a păstrat această comunicare până la urmă consistentă încă de la începuturile sale ca și brand. 46, Jidvei, producător de vinuri care a revenit în top după o absență de un an. Anul trecut acesta nu a reușit, cred că a fost până pe 52 sau ceva de genul. Și care a lansat o nouă gamă tradițională din care fac parte cele mai longevive produse ale brandului. 45, Ursus, care și-a relansat linia de ambalaje. Dar de asemenea a lansat și noua bere Ursus Cooler, care este de fapt un mix de bere cu limonadă, spre deosebire de celelalte beri, care sunt beri cu arome. 44, Cotnari, care a reușit să câștige 6 medalii de aur la Wine Contest Bucharest 2013. Locul 43, Mărfatlar, o companie care a schimbat și a schimbat radical strategia de business, principalul proiect fiind M1 Crama Atelier. 42, Domo, care a trecut printr-un amplu program de restructurare a rețelei de magazine și mai mult a lansat Digistore, dedicată activităților online și comerțului online. 41, Măgura, care în octombrie 2012 a beneficiat de o serie de îmbunătățiri atât la nivel de produs cât și la nivel de ambalaj. 40, Checkbank, care s-a concentrat pe campanii punctuale. Este cineva de la Check? Da, te rog, doamnă! Te rog, aplauze! Mulțumesc frumos! Recunosc, se vede în acest top schimbarea de strategie pe care a avut-o banca în ultimii ani, respectiv transferul către zona de persoane juridice ca focus, nerenunțând evident la retail, însă sper să oferim surprize plăcute pentru anul viitor, un aniversar pentru noi. Așa să fie! Felicitări! Eu știu un mare reprezentanți de la brandurile care sunt în sală, dar vă rog, da, cumva, vă strigăm, veniți în față. Te rog, Alexandra. 39, Eman, un retailer care și-a continuat strategia axată pe comunicarea beneficiilor shoppingului online și care mai mult de atât, anul acesta s-a lansat în noi categorii de produse. Acum, din când aduc aminte, avem și cărți, avem și partea de pets sau ceva de genul, adică e din ce în ce mai versatil și oferă din ce în ce mai multe consumatorilor. Avem EMAG? N-avem. 38, Dedeman, care a reușit să-și mărească cifra de afaceri cu 13% în 2012, deși climatul economic nu a fost tocmai unul favorabil. 37, Tarom, un operator aerian care a trecut prin schimbări foarte importante la nivel de conducere, dar care a și făcut lucruri, a lansat versiuni mobile ale site-ului și și-a îmbunătățit strategia pe partea serviciilor online.
36, Eugenia. Marca Dobrogea, care și-a extins gama de produse și pe lângă Eugenia clasică, având acum și variante cu vanilie, cu cacao sau cu lămâie, dar și Eugenia Junior, lapte și miere sau Eugenia Dark. 35, Dacia, care a lansat noua generație a modelelor Logan, Sandero și Sandero Stepway, la 8 ani de la lansarea primului model Logan. 34, Alba Lact, care este cea mai mare companie de lactate cu capital majoritar românesc și al treilea jucător din piața lactatelor, care la finalul lui 2012 a lansat Fruzu, creând practic o nouă categorie pe piața iaurturilor cu fructe din România. Felicitări. 33, Rom Telecom, care a continuat în acest an campania de consolidare a brandului, după ce în ultimii ani, pe cele două subbranduri ClickNet și Dolce, care au venit ca un sprijin în dezvoltarea serviciilor de internet și de TV din România. 32, Arctic, care derulează campania de promovare a gamei Arctic Tech, sublinind beneficiile tehnologiei de economisire pe termen lung, campanie desfășurată la metrou și cu siguranță văzută de mulți dintre noi. Toate campaniile și acțiunile din ultimii ani sunt recunoscute și sperăm să continuăm în aceeași direcție cu campanii frumoase, moderne, care aduc Arctic în atenția consumatorilor, iar intenția noastră este de a aduce Arctic în atenția consumatorilor mai tineri. Mulțumesc! Mulțumesc. 31, Banca Transilvania, care a intrat prima jumătate a acestui an cu un profit brut în creștere față de perioada anterioară din anul trecut și care a lansat anul acesta servicii de online banking pentru plata facturilor la utilități. 30, Doina, unul dintre cele mai cunoscute branduri de cosmetice de pe piața românească, care și-a păstrat atât aspectul cât și rețeta originală de-a lungul acestor ani. Bună ziua, eu sunt Andreea Cop de la Agenția de Comunicare a Celor de la Farmec și nu pot să spun decât că suntem foarte mândri că lucrăm pentru un client atât de frumos și pentru un brand cu adevărat românesc. Mulțumesc! Mulțumesc! 29, Primola, o marcă care a intrat în portofoliul Candia la finalul anului 2011 și care este foarte cunoscută în special pentru sortimentele din categoria de ciocolată cu cremă. 28, Biborțeni, care în ianuarie anul acesta a fost preluat de către Global Aqua Invest, iar compania activează și pe segmentul băuturilor răcoritoare prin marca Limo. 27, BCR, care anul acesta și-a schimbat platforma de comunicare, introducând conceptul de împreună schimbăm povestea, o campanie bazată pe cele mai cunoscute povești românești. Am văzut pe cineva de la BCR. Locul 26, Fruity Fresh, care deși nu investesc foarte mult în campanii de marketing sau în comunicare prin, și comunică doar prin canale care aparțin European Dreams, sunt băuturi care se vând foarte mult și care, după cum am văzut, sunt în topul preferințelor consumatorilor. 25, Rom, brandul care este practic un simbol național, care a devenit în ultima vreme mult mai cool și mult mai dinamic și modern și a căror campanii de comunicare cu siguranță le știm, românii sunt deștepți, rom-americani și ultima campanie, Bucharest Not Budapest. 24, BRD, care deși sistemul bancar a fost afectat de recesiune, rezultatele financiare ale BRD au fost foarte, foarte bune, profitul fiind practic în creștere cu 58%. 23, Delaco, care este prezent pe piața de lactare și brânzeturi din România, ultima campanie fiind Fan Brânză,
dar și brandul miez de lapte. Bună ziua! Simona Borescu mă numesc, din partea de LACO. Ne bucurăm foarte mult să fim în acest top. Este o onoare pentru noi. Le mulțumim consumatorilor că ne-au acordat încredere și prezența noastră în acest top este o recunoaștere a tuturor lucrurilor pe care le-am făcut în ultimul timp. Mulțumim! Mulțumim. 22, brandul Candia, care este un brand de ciocolată premium, foarte mult axat pe senzualitatea ciocolatei, îmbinând atât un gust intens, cât și emoțiile pe care le transmite. 21, Caroli, care a continuat în 2013 să construiască valorile emoționale ale brandului prin apropierea acesteia de familie. 9, am niciun spirit pregătit. În numele companiei Caroli Foods Group, mulțumim consumatorilor și dumneavoastră pentru această onoare. Zi bună! Locul 20, Izvorul Minunilor, un brand European Drinks, care este, în ultimii ani a fost apoficialar câteva competiții sportive, printre care triathlon, International X-Men Romania, Petrom Bucharest International Half Marathon sau Raiffeisen Bank Bucharest International Marathon. 19, Aqua Carpatica, după cum vedeam, pentru prima dată anul acesta în top brand RO. Bună ziua, Claudia Tocile de la Aqua Carpatica. Suntem foarte onorați să fim incluși pentru prima oară în acest top și vom face toate eforturile să rămânem și să urcăm din ce în ce mai sus. Mulțumesc! Locul 18, Perla Harghitei. Unul dintre secretele creșterii companiei fiind diversificarea portofoliului, în special după fuziunea din 2009 cu Crichton și lansarea de branduri carbogazoase sub marca Alegria. Locul 17, Petrom, unul dintre cele mai mari grupuri petroliere, foarte mult axat pe partea de CSR, cu toții știind și auzind de campania Țara lui Andrei. Locul 16, Covalact, brandul care a continuat să-și extindă portofoliul de produse prin numeroase inovații și extensii de gamă. Locul 15, Farmec. Anul acesta, brandul de cosmetice mizează pe valorile feminine autentic românești, printr-o nouă campanie. Vreau să veniți și să și vorbiți. Este meritul vostru. A trebuit să profitați acolo. Și mai un minut, măcar. Un minut. Ca la Oscar, știți? Să mai zic încă o dată că suntem foarte bucuroși. Noi, la Cetelfor, lucrăm cu Farmec de anul acesta. Și chiar ne bucură foarte mult să vedem că suntem alături de ei și cresc. Și sperăm să ajutăm în continuare să crească tot mai mult. Mulțumim! Locul 14, Fares, care a avut multe campanii de promovare pe posturi TV și în special în emisiuni pe teme de stil de viață sănătos, derulând o campanie continuă de PR în revistele pentru femei. Eu am Maia Tudan de la Fares. Vă mulțumim pentru susținerea acordată și vom fi în continuare prima alegeri de acelor și remedilor naturale românești. Să știți că există acolo ceva special antidulce, da? Am văzut. Deci dacă vă interesează. Dintr-un sadarnă pentru cunoscători și cei interesați. Felicitări! Locul 13, Elmi Plant, a cărei strategie de comunicare s-a schimbat la împlinirea 20 de ani. Bună
ziua, sunt Andreea Cremenescu de la Emplant. În 2009 am ocupat locul 50, chiar râdeam atunci când am venit la eveniment, că mă gândeam probabil că o să fim pe locul 49-50 și chiar așa a fost. Și uite că și anul ăsta suntem pe locul 13 și anul trecut parcă tot pe locul 13 am fost. Am urcat foarte mult și, mă rog, eforturile întregii echipe se văd. Suntem o echipă inimoasă, mică, dar inimoasă. Și cam asta e povestea Emplant. Mulțumim! Locul 12, Poiana. Brand prezent pe 3 categorii, tablete, praline și batoane. Compania producătoare din Kraft Foods România, mai nou Mondelez România. Bună ziua, numele meu este Mihaela Maftei și deși mă ocup de doar un an de acest brand foarte frumos, Poiana, sunt foarte mândră că suntem în continuare pe un loc fundaș în top. Vă pregătim o nouă surpriză, chiar din septembrie, de săptămâna următoare, care sperăm să ne mențină tot aici. Vă mulțumesc și mulțumim pentru susținere! Locul 11, Fate Buceci, a cărei strategie de comunicare s-a schimbat în acest an, în concordanță cu noua poziționare a mărcii și a fost construită în jurul bunei creșteri și a apropierii de familie a acestei mărci. Și top 10. Începem top 10, da. Pe locul 10, Zuzu, cel mai important brand din portofoliul companiei Albalact și liderul de piață pe, în ceea ce privește laptele din România. Mulțumim, e o surpriză pentru noi să urcăm 13 locuri, deși de niște ani buni suntem numărul 1 în categoria de lapte și am urcat și în top 3 în alte categorii. Ne străduim în fiecare an să-l menținem acolo și să fim atenți și la acele detalii care sunt importante pentru consumatori. Mulțumim! Locul 9, Scandia Sibiu, care a împlinit anul trecut venerabila vârstă de 90 de ani, întreaga campanie fiind construită în jurul acestei aniversări. Locul 8, Cristim, care se menține în top 10, punând accentul pe inovație prin folosirea tehnologiei prin înaltă presiune, o modalitate 100% naturală de conservare a alimentelor. Ce pot să spun este că ne bucurăm că suntem încă în coșul românilor. Este o satisfacție nemaipomenită. Mulțumesc! Felicitări! Locul 7, Napolac, brand premiat la EFI Awards pentru campania Handcrafted Promotion, dezvoltată de Propaganda, Senior Book Collective și Universal Motion. Felicitări! Menținerii și chiar ascensiunii mărcii Napolac în top 10 cele mai puternice, cele mai iubite, cele mai autentice mărci românești. Mulțumim frumos! Felicitări! Locul 6, marca Dero, o marcă cu tradiție care continuă să reinventeze și care l-a adus astăzi pe Clăbucel. Unde e Clăbucel? Nu mai e. Mulțumesc mult! Eu sunt foarte, foarte fericită, acum că emoțiile au trecut după anunțarea rezultatelor, pot spune că această recunoaștere din partea consumatorilor marchează un eveniment foarte important în viața brandului. Și spun din viața brandului pentru că toate brandurile pe care le-ați prezentat au o viață proprie și este de datoria, chiar datoria noastră, a celor care lucrăm pentru ele, să le aducem acolo unde merită. Și aș vrea să mulțumesc și echipei mele pentru că face ceea ce face, bucurie în fiecare zi. Mulțumesc tuturor! Locul 5, Plafar,
care în 2013 și-a îndreptat atenția către CSR printr-o campanie națională de donații destinată copiilor aflați în centre de plasament, împreună cu Hope and Homes for Children Romania. Locul 4, Gerovital, un brand care se bucură de recunoașterea consumatorilor români și care în 2012 a desfășurat promoția Aur, Argint și un bronz perfect. Amelie, de prea multe ori. Și deja ajungem la podium. Locul al treilea, la Dorna, producătorul de lactate care a murat în 2008, a fost murat în 2008 de grupul Lactalis și care trece printr-un alt proces de rebranding. Bună ziua, Bogdan este numele meu. Sunt marketing manager la Dorna. Vreau în primul rând să le mulțumesc cumpărătorilor, celor care ne apreciază și să vă spun că este meritul întregii echipe, de la colegii din colectare care se trezesc la 4 dimineața și umblă după lapte prin țară, colegii din producție, logistică, marketing, toată lumea. Mulțumesc! Locul al doilea, Dorna, un brand care a crescut încet încet în top, ajungând până la acest loc fruntaș, prin campanii de marketing extrem de interesante și bazate pe misiunea brandului Natura ești tu, pe care cu siguranță cu toții le-am văzut, atât în stațiile de metrouri, cât și pe stradă. Și locul întâi, cel mai puternic brand românesc, Borsec, care pentru a patra an consecutiv este de primul loc în top. Felicitări! Bună ziua din nou! În primul rând vreau să felicit BISC pentru aceste diplome superbe, vă felicit pentru creativitate. Ade Production sunt partenerii noștri și ei au venit cu toată partea de... În al doilea rând vreau să felicit toți oamenii care se află în spatele brandurilor care au intrat top 50, este o muncă enormă. Și în al treilea rând vreau să le mulțumesc tuturor celor care au votat 4 ani la rând Borsec drept cel mai puternic brand românesc. Vă doresc o zi minunată! Felicitări! Mulțumesc foarte mult, Alexandra, mulțumesc foarte mult partenerilor noștri de la loc. Să știți că este un top făcut cu consumatori, așa cum văd consumatorii brandurile. Sunt convinsă că sunt multe branduri care poate nu au locuri pe care l-au dorit sau se așteptau la altceva și vreau să mai spun un singur lucru. Nimeni n-a știut pe ce loc este, nu am anunțat și nu anunțăm niciodată, ca să știți, nici la nu vom anunța. Cine vrea să susțină brandurile românești, susține brandurile românești. E important să susții o cauză, nu neapărat un loc. Acestea sunt creșterile sau scăderile față de anul trecut. Acesta a fost evenimentul nostru Brand Road 2013. Vă mulțumesc foarte mult pentru că existați și că vreți să faceți ceva, să lăsați ceva în urmă. Mulțumesc partenerilor noștri și vă invităm toți cei partenerii noștri care sunt prezenți în sală. Vă așteaptă cu surprize, o să vedeți, vă rog să treceți pe la fiecare. Mulțumesc foarte mult încă o dată participanților. La revedere! Partea Brand Road, o luați ori de aici, ori de la recepție. Avem pentru fiecare câte o carte. Mulțumesc!